Locuitorii de pe strada Fântânele au ajuns la disperare din cauza prafului și a mașinilor de tonaj care circulă pe acolo. Ei au început să strângă semnături pentru a adresa un memoriu aleșilor locali și vor să blocheze strada așa încât autocamioanele să nu mai circule pe acolo. Oamenii susțin că aerul este irespirabil din cauza prafului de pe stradă, iar pereții locuințelor sunt plini de crăpături din cauza trepidațiilor. Ei cer ca noul primar să vină la fața locului și să vorbească cu ei pentru rezolvarea situației. Strada ar trebui reparată asta, pentru că... Ar trebui închisă să apuce de stradă. Ei, nu se poate. Magazinul ăsta mare. Adică în deale nobilime, așa în valei prostime. Hai să fim oameni serioși. Nu. Toți suntem cetățeni ai orașului și toți vrem să trăim. Eu... Nu chem pe nimeni să mături la trotuar. Noroc de ăștia cu autogara, cum ai făcut ceva. Nu chem pe nimeni să-mi ia gunoiul. Pienile ia. Eu fac gunoiul, eu car gunoiul, îl duc acolo. Dar în halul ăsta nu se poate. Dacă îi spui omului, băi, nu, zvârle, vii cu cafeaua, vii cu berea, vii cu nu știu ce, s-a terminat de ungarul ăsta. Păi eu sunt mai ceva decât aia care eu nu i-am văzut pe ăștia care mătură pe stradă, nu i-am văzut. Nu, pe strada asta nu vin, nu. Păi? Și atunci cui să-i cer eu cont? Dacă eu nu stau de vorbă cu nimeni. Dar la facturi bine, la plată. Asta nu l-am obligat pe ăsta de la gunoi să vii să-mi ia gunoi de la poartă. Le iau eu, că duc câte două găleți pe săptămână și mă duc aici să-l bag acolo. Ați făcut numeroase sesizări să vi se rezolve aceste probleme? Deci cu gunoiul de aici am făcut numeroase sesizări și cu canalizarea, nu mai spun, de astă iarnă, cu înghețat. Și tot am avut probleme și i-am chemat. Nu, ne bagă nimeni în seamă. Principalul responsabil de această situație este chiar administrația locală, care nu a reușit să găsească soluții până acum pentru asfaltarea străzii. Dar fântânile ar trebui să facă, că e numai praf, numai mizerii, numai tot când plouă, niște bălți mergi cu barca, mergi când plouă. Ar trebui să facă strada. Bine că nu-i vinovat domnul Pantază, că... Crăcinescu a spus că puri pavieli, domnule. Da, domn Crăcinescu, când a fost, i-am zis să pui o mașină de balastru, o să-ți care 25 de miliarde pentru strada Fântânele. Da, și nu a mai făcut. O ieșit și nu a mai făcut strada Fântânele. Uite că doar cu domnul Roșanu eram. Da, și i-am zis să aduc o mașină de balastru să pui în poartă. Și acolo. Spus că... Nu, că are 25 de miliarde pentru strada Fântânele, așa au spus. Mașini de tonaj să zgudui și casa când trec mașinile pe aici. Dârdâie și patul când trec mașinile mari de tonaj. E mizerie mare, ar trebui să fac nici la țară, cred că la satele care sunt înapoiate, nu-i cum e aici la noi. La Lespes, Conțești, Tătăruș. Păi da, la ei am văzut că au făcut și asfalturi cu trotuar cu pavieli, au făcut și aici la noi stăm în mocir, ca la porci, nici la porci nu e așa. În replică, noul primar al Pașcanului, Dumitru Pantazi, spune că asfaltarea străzii Fântânele este o prioritate pentru administrația locală. Edilul șef susține că strada va fi asfaltată în perioada imediat următoare cu bani europeni, în cadrul planului integrat de dezvoltare a zonei vale. Cunosc bine situația pentru că frecvent trec și eu pe strada respectivă. Este la ora actuală cea mai distrusă stradă din municipiul nostru, dar nu am intervenit pe ea cu lucrări mai deosebite pentru că această stradă este prinsă în programul de investiții pe programul European PID. Noi suntem în faza aceasta de evaluare a ofertelor. Sperăm că cel mai târziu, la sfârșitul lunii septembrie, să încheiem contractul de execuție, urmând ca să începem, dacă nu vor fi contestații, să începem această investiție cu această stradă. Rugămintea mea este ca toți cei care doresc să se branșeze la apa potabilă și canalizare să o facă înainte de a începe investiția, pentru că după ce am reabilitat această stradă, 5 ani de zile nu mai putem interveni la drumul respectiv. Eu i-am trasat sarcină și directorului de la Direcția de Apă să meargă să informeze toți cetățenii și chiar să le ia sub semnătură
că au fost înștiințați să se branșeze, pentru că altfel nu mai putem interveni la strada respectivă după ce o reabilităm.